Poliția locală continuă să patruleze prin oraș pentru identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului. Numai în ultima săptămână au fost ridicate 5 astfel de autovehicule și transportate la sediul Urbis Serv SRL Buzău. Direcția de poliție locală Buzău acționează pe raza municipiului Buzău pentru gestionarea mașinilor abandonate sau fără stăpân care ocupă locurile publice din municipiul în conformitate cu prevederile legii 421 din 2002. Persoanele care nu respectă dispozițiile legale pot fi sancționate cu amende cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei fără a putea beneficia de prevederile ordonanței de guvern numărul 2 din 2002 care precizează posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii. Polițiștii locali recomandă proprietarilor vehiculelor abandonate de cel puțin un an pe domeniul public și privat al municipiului să ia măsuri urgente în privința ridicărilor, în caz contrar urmând ca vehiculele să fie ridicate și depozitate într-un spațiu administrat de Urbis Serv SRL. Acțiunile de acest gen vor continua, avertizează polițiștii locali, pentru a elibera locurile de parcare de pe domeniul public și privat al municipiului Buzău.